Salutare! Noi suntem în Dodi. Asta nu este nici pe de cum a treia încercare de a înregistra emisiunea. Astăzi discutăm despre ultimul capitol din Manifestul Libertarian de Murray Rothbard, numit O strategie pentru libertate. Și Rothbard spune așa, s-a terminat cartea, dar pe parcursul cărții a asamblat o teorie. El îi spune un corp al adevărului, al teoriei sănătoase. Și problema acum se pune, ok, avem o teorie, cum facem de la teorie la practică și să nu dăm problema comunistă că practica te omoară. Adică să găsim o practică care nu te omoară. Cum trecem? Prin educație, în primul rând. Ăsta ar fi primul pas, da. În titlu acolo scrie o strategie de asta. Mai multe strategii și ele pot să fie și simultane. Dar educația mi se pare cea mai importantă. El vorbește acolo un capitol despre, poate despre punerea la punct a teoriei, argumente, analiza de probleme pe care le găsește în societate și pe care viitorii libertarieni le vor găsi în societate și analiza lor și soluționarea lor din punct de vedere libertarian. Dar pomenește și de activism, de popularizarea acestor idei către marea masă a populației. Aici el face, să zicem, o clarificare, adică vrea să spună că ambele trebuie să meargă împreună, să fie ca un organism viu, ca o mișcare care să, pentru a avea succes această mișcare, trebuie să, ca ambele părți să funcționeze. Și partea, să zicem, teoretică, uh-huh, academică, dar și partea de popularizare. Primul punct pe care el mi se pare că îl întâmpină, adică îl bănuiește că l-ar întâmpina o persoană care ar populariza libertarianismul este unde este utopic sau nu utopic, știi, ceea ce spui tu aici. Și Costel, cum zici tu chestia acum? Dacă e utopic? Rothbard zice că acuzația asta de utopism s-a adus la toate crezurile minoritare. Ce înseamnă utopic? Eu mă gândesc la două lucruri. Nu vorbim de utopie. Un sens e că utopic înseamnă un fel de fals trident, fals, care sare în ochi. De exemplu, dacă ăștia, comuniștii, promit egalitate în bogăție și vezi ce rezultă, deci o teorie falsă. Nu se întâmplă așa ceva. Rezultă două chestii. Rezultă o egalitate în sărăcie și rezultă o inegalitate între prol și nomenclatură. Altă chestie utopică în comunism, natura umană. Îi vedeau oamenii ca fiind, nu știu, ca niște îngeri, ca fiind mult mai buni. Răul nu venea din natură, ci din instituții. În esență din instituția proprietății private. Abolea instituția asta, se termina și cu răul din natura umană. Întrecem la comunism, dispare rău. Rezultă o lume fără întristare. Deci ăsta ar fi un sens al termenului utopic. Fals, care sare în ochi. Este libertarianismul fals în sensul ăsta? Eu zic că nu este fals. De exemplu, dacă teoria economică prezice că piața liberă, să zicem în apărare la tribunale, e mai bună decât un monopol, asta e o chestie adevărată. Întemeiată, justificată de teoria economică. Deci nu e o chestie adevărată. Deci ăsta ar fi un sens al termenului utopic. Fals. Un termen fancy pentru fals. Dacă vrei să pară mai șmecher, nu zici fals, comunismul e fals, zice utopic. La fel zici și de libertarianism. Alt sens e legat de probabilitatea implementării și aici libertarianismul e utopic dacă ai în vedere aplicarea imediată. Dar nici în sensul ăsta libertarienii nu sunt utopici. Pentru că ei nu cred că o să implementez mâine libertarianism. Cred că e un proces care va lua ani, dar chiar zice poate sute de ani. Dacă e să ajungem acolo. Deci al doilea sens ar fi legat de probabilitatea implementării. Deci cum ar veni, bine, nu utopie înseamnă de fapt ceea ce nu, ceva ce nu poate fi, da? Asta da, e, da, asta e există, primul sens pe care l-ai găsit. Nu numai că nu există, dar nu poate fi. Nu poate fi.
Și al doilea este ceva ce nu poate fi atins, în sensul că nu poți să ajungi la el. Nu într-atât că nu există, cât că drumul până acolo ar fi imposibil. E un termen fancy pentru obiecția că nu e popular libertarianism. Mersi, știam și eu asta. Asta ar fi traducerea. Da. Asta în vedere, dar zic că e o lectură necaritabilă libertarianismului, pentru că libertarieni nu cred că o să aplici bine la deci pe libertarianism. Nu, știu că nu... În timpul vieții noastre nu vei aplica așa ceva. E un crez radical, deci un proces imens până ajunge acolo, dacă e să ajungi vreodată. După mine, poziția corectă e să nici măcar să fii agnostic, să fii, da, agnostic, în sensul că nu știi dacă va fi aplicat. Poate va fi aplicat. Nu poți ghici frecvența, popularitatea unor ideologii în viitor, ce va fi în anul 3000, va fi social democrat. Da, de acord, dar uite, poți să spui cel puțin că nu e utopic pe primul sens. Da, știi, că în primul sens, pe când comunismul e. Da. Pe de altă parte, comunismul n-a fost utopic în al doilea sens. Nu pot spune implementarea lui. Ei spun că ar fi fost, nu? Pentru că apărătorii comunismului de pretutindeni zic că adevăratul comunism n-a fost niciodată aplicat. Da, deși pe definiția la care adără ei, știi, colectivizarea mijloacelor de producție, ei s-ar putea apăra spunând că, păi da, n-au deținut muncitorii mijloacele de producție. Și în sensul ăsta, da, într-adevăr, nu s-a aplicat. Doar că libertarienii și nu doar noi folosesc definiția asta mai restrânsă, e suficientă colectivizarea mijloacelor de producție. Cine le deține nu mai contează, ăla e comunism, poate le deține și burghezia, deci nu contează. Dacă tu ai așa ceva, status colectivizează mijloacele de producție, nici nu mai contează ce să te ia, poți să fii și naziști. Nu. Mă rog, ca să faci distinția asta între nuanțe, pot spune că e totalitarism. Totalitarism, dacă o dau cu rase și ușe, e nazist, dacă o dau cu clase sociale, da, sunt comunist. Tot. Dar ideea că ambele sunt totalitare. Da, da, deci asta ar fi distinția. Un sens care trimite la adevăr și relații cauzale și în sensul ăsta libertarianismul nu e utopic, îi dau niște descrieri și relațiile cauzale chiar există în lume, deci nu e ghicitorie sau... Nu, chiar există acele relații. Dacă să, nu știu, crești salariul minim peste prețul pieței, rezultă șomaj. Nu, asta chiar există, relația asta cauzală. Nu e o fantezie. Și al doilea sens e ala de probabilitate implementării, unde eu zic că nici ar fi utopici doar aia care, nu știu, ar avea așteptări de astea, că o să fie aplicat peste o săptămână. Dar nu, eu n-am cunoscut oameni libertarieni care să creadă asta. Mi se pare mai degrabă o descriere necaritabilă. Rothbard aici în parte oarecum lumea în două tărâmuri, da? Tărâmul academic și tărâmul populației generale. Și spune că oarecum o strategie bună pentru libertarianism este să acționeze în ambele sensuri. Adică teoreticienii să pună mâna, să scrie, să documenteze, să facă, să elaboreze lucrări, să popularizeze teoria în mediul academic și să o supună, cum ar veni, metodei științifice. Scepticismul ăla de care ar fi trebuit să auzim în domeniul științei, asta pe de-o parte, și pe de altă parte, oarecum reversul a ceea ce ai vorbit tu până acum, este faptul că trebuie să reverse și în nivelul populației, adică trebuie să apară ca idee acceptabilă la nivelul populației generale, nu că, cum spuneai cu altă ocazie, dacă lumea de astăzi e social-democrată, nu poți să ai altceva decât o social-democrație prost implementată. Și în spațiul românesc, sursă de informare și din partea... Nu există. În spațiul nu românesc... Nu știți asta. Sunt sursă de informare. Din păcate, domeniul academic este complet subordonat statului, astfel încât dacă e să existe profesori cu orientare libertariană, ei sunt, își fac acest lucru cunoscut mai degrabă în extracurricular decât pentru că curricula în sine, na, nu le-o permis. Să nu uităm că suntem în țara în care un ministru își permite să spună la televizor că el nu crede că prețul e determinat de piață. Ok. E încă ministru. Și astăzi.
n-ai ce, n-ai cum să ceri. Aș menționa totuși Mrs.ro. Da, păi, dar astea sunt oarecum în domeniul privat, dar da, Mrs.ro, care a scos și cartea de care discutăm de 15 episoade încoace. Pe care încercăm să o promovăm. Da. Adică ce am făcut noi până acum era, cum era chestia în Molière, faci proză sau versuri, știi? Dacă nu faci versuri, păi și că nu fac versuri, e proză atunci. Deci noi făceam strategie fără să știm, promovam. Da. Și ar mai fi, mai e și Hayek. Da, Hayek Institut. Și dacă cumva mai știți vreunul despre care nu am povestit încă, puteți să-l treceți jos în comentarii. Ideea e că e și un efect ăsta de neutralizare, nu doar în politică, ci chiar și în mediul academic. Dacă tu te pinzi de un dascăl ca să, nu știu, dai niște grade și nu știu ce, de niște reviste, că și acolo trebuie să... Temperezi discursul. Adică e grea viața de rotbartian sau de libertarian în mediul academic, nu doar în România. Că ziceai, în România. Nu, în România e posibil să fie mai respirabil. Dacă ești la Harvard... Ba, pentru că, ce? Pentru că n-a... Nu te primesc acolo, nu te-am n-a sucombat încă cultului de corectitudine politică sau din alte motive? Nu, din asta. Din asta. Din asta că... controlat. Da. Deși dacă te gândești, nu zic, da bine, vorbim de anii 70, nu zic la Harvard, a predat. Deci nu luaseră lucrurile razna atât de mult. Dar la noi e trist că noi am trăit în comunism și vezi că n-ai trei libertarieni în România, nu știu, te aștepți la țările astea distruse de comunism să ai, nu știu, 50 de libertarieni, nu știu. Mai mulți trebuie să spui sau mai puțin? Mai mulți ar trebui. Sunt prea puțin. Bine, poate are de-a face chestia asta și cu faptul că prima oară când am auzit eu de cuvântul libertarian, da? Când nu aveam eu însumi nicio tangență cu ideea, adică doar ce obțin câteva intuiții pe aici pe acolo, l-am auzit de la susținătorii unui anumit președinte, care mai târziu da, s-a dovedit colaborator al securității. Ideea e că acolo cel mai probabil a fost adoptat ca o a treia cale pentru România și nu folosit, putut cu banii luați și părăstând șanț. Nu știu. Adică din poate a avut și asta o. Dar mă mir, mai degrabă în context depreciativ, nu? Nu, ei se auto-intitulau ca fiind. Dacă găsiți libertarianist la Băsescu, nu știu, să-mi spune și mie. Și în sensul ăsta vreau să zic că poate a adus un deserviciu curentului în sine. Mai ales că știm cu toții că o mare parte din electoratul ăla a plecat mai departe pe intervenționisme, socialisme. Asta poate fi și eu. Scuze. Asta ar fi a doua cale pe care o pomenește Rothbard în capitolul ăsta, și anume calea politicului de a ajunge la o stare de libertate a societății. Uite, am astea două sănă, nu știu acum altă. Mai știți alte? Eu îmi imaginam că mai fi una, zicem, un dictator luminat, citește Rothbard și implementează cu forța. Tot cam politică. Și educație. Acolo chiar face educație. Da, uite, dacă stau să leg gluma de ce ziceam mai devreme, vezi, ghinionul nostru că n-ai ieșit tu de la președinte, că aveam parte și ea era tot cu dictatorul luminat. Nu trebuia decât să-i punem o carte Rothbard în mână, îi rezolvam toate problemele României. Cred că a fost tot pe linia asta. Uite, ca să intrăm direct în cea mai importantă distinție, cele două deviaționism pe care vorbește Rothbard aici. Inspirat de Marx și de literatura marxistă, el spune că sunt două deviaționisme. Una e să respingi, hai să-l numim deviaționism de stânga. Deviaționismul de stânga merge doar pe ideal. Hai să luăm un comunist, care e deviaționist de stânga. Marx a fost un astfel de deviaționist de stânga. Vin la el sindicaliștii. Uite, putem îmbunătăți programul de lucru. Nu mă interesează.
mă interesează instaurarea comunismului, colectivizarea mijloacelor de producție și distribuția după nevoi. Deci îți respinge orice un sectarist, numește, un deviaționist de stânga. Deci merge strict pe ideal și respinge schimbările graduale. Cum arată un libertarian de stânga? Idealist, da, un libertarian de stânga. Vine ăștia la el, păi uite, am abolit, hai să abolim salariul minim, că eu un context în care ar merge să facem chestia asta. Hai să dereglementăm cu tare chestii. Nu mă interesează. Mă treziți când trecem la anarhocapitalism. Nu mă interesează prostiile astea. Nu mă trezesc din pat pentru unul. Și ăsta ar fi un deviaționist de stânga. Ce face deviaționist de stânga? Merge pe ideal. Cealaltă eroare, cealaltă formă de deviaționism pentru Orban ar fi deviaționismul de dreapta. Oportunism. Oportunismul de dreapta. Ce face oportunismul? Exact invers ca ala de stânga. Îți respinge idealul și merge exclusiv pe schimbări graduale. De exemplu, dacă e comunist, el promovează în public numai schimbări de astea minore, reducerea programului de lucru, introducerea salariului minim, alocații pentru nu știu ce. Deci numai schimbări mici, graduale, fabiene. Nu cere colectivizarea mijlocelor de producție în public. Un libertarian care e deviaționist de dreapta. Și ăsta, nu știu, cred că a fost și cazul cel mai frecvent în mișcarea libertariană și nu doar la noi. Un gradualist. Dom'le, speriem lumea cu mesajul ăsta, prea radical. Hai să abolim statul, că asta spune Rothbard, la asta se reduce. Dacă vrem o societate liberă, o lume liberă, fără agresiune, înseamnă abolirea acestei instituții primitive care e statul. Speriem lumea cu mesajul ăsta, hai să mergem pe schimbări mici, gen, nu știu, reducem taxele cu 2%. Dereglementăm cu tare chestie care nu știu ce interzicea. Deci, schimbări de-astea mici, graduale. Încă o dată, deviaționismul de stânga respinge schimbările mici, graduale. Deviaționistul de dreapta respinge schimbările mari. Adică nu iese în public și zice, hai să privatizăm statul. Okay. Pe cale de consecință, ăla de dreapta, da, și orice fel de teoretic gradualismul aplicat consecvent nu poate să te ducă niciodată la destinația finală, pentru că mereu există grade între tine și destinația finală și dacă tu ești gradualist, o să împarți mereu, știi, e problema aia. Da, îi numește oportuniști. Nu, dar zice și nu e clar dacă zice argumentul ăsta, chiar argumentul ăsta. Care argumentul e că dacă tu nu formulezi mesajul, nu ajungi la destinație. Dacă vrei să convertești lumea la budism, nu vorbești niciodată despre budism, nu să ai. Nu. Mi se pare că nu-l aduci. Și care e un argument de, mi se pare foarte important. E un argument, e și de bun simț. Noi când discutăm de strategii, zicem, inclusiv Rothbard, așa începe capitolul, dom'le, vedem ce merge. Vedem ce merge. Când discut, strategia nu e ca teoria. În teoria e niște adevăruri necesare. Se întâmplă A, rezultă B. La strategie nu e așa. Strategia seamănă foarte mult cu antreprenoriatul. Fac cu tare chestie, vreau să văd dacă să vând portocale. Eu încerc. Văd. Deci o chestie, încercare și eroare. Da. Ori argumentul ăsta care l-ai zis tu, care spune că dacă eu nu vorbesc despre libertarianism, nu se va ajunge la libertarianism, se pare un argument aproape a priori. Nu un argument de strategie, încercăm aia. Eu îl bazez pe matematică, da? Dacă, de exemplu, scopul tău, deși asta e și oarecum poți să-l asociezi și cu teoria negocierilor, da? Dacă scopul tău întotdeauna este să ne întâlnim la jumatea drumului, da? Nu o să ajungi niciodată la destinație, pentru că fiecare drum are o jumătate. Da? Și spre sfârșit o să te miști foarte puțin, dar sigur până la destinație nu ajungi. Uite, da, da, așa, el nu spune exact chestia asta, cel mai apropiat se apropie, zice, citează Garrison, spune, gradualismul în teorie înseamnă permanență în practică. Care cam înseamnă, dar nu e spus așa de clar, da. Că nu ajungi, de fapt. Nu, da, de fapt, el vorbește despre cei care, de oportuniști ăștia. Da, și el îi numește oportuniști, nu deviaționiști. Ei acceptă compromisul de tip următor. Hai să scădem impozitul pe profit cu 50%. Nu, ăla e radicalism. Am dat un exemplu. Ăla e deviaționist de stânga. Cu 50%.
Dar, uite, mai băgăm niște subvenții și niște, și ca să balansăm, echilibrăm bugetul, punem niște taxe. Poți avea gradualism ca și compromisuri de tipul ăsta. Asta nu e, asta nu e gradualism. Poate fi gradualism. La care, da, dar nu la asta se referă. Atunci când îl numește așa, Rothbard doar spune că ăsta e chiar... E ceva ce nu trebuie făcut în niciun caz, adică un... Nu, așa i-a numit în primul capitol, dacă ții minte, în primul capitol sunt, zicem, liberalii clasici din secolul XIX american, care au făcut astfel de compromisuri cu puterea de atunci din America și așa se târguiau. Uh-huh. Facem așa, dar acceptăm și o parte din opoziție. Și îi blama Rothbard. Da, de la rând vedem. Bărea, e consecvent, îi blamează și în capitolul ăsta. Spune că atunci când tu accepti reducerea de tax sau propui o reducere de taxe, în niciun caz nu trebuie să accepti în contrapartidă o creștere de altă taxă, chiar dacă efectul total e mai mic. Da, așa zice. Discutam cu Gabi pe drum despre asta. Deci să zicem că ai de ales, să zicem, negociezi cu PSD-ul și scad taxele la 30 la 15%, să zicem, și ei își cer, ne dai voie să reglementăm cărbura bananei. De ce n-ai cere? De ce n-ai fi de acord cu chestia? Pe ce zice Rothbard? Păi să nu comiți o agresiune reglementând cărbura bananei, că crește agresiunea din lume. Dar așa, pe un argument utilitarist, îi putea face, nu? Chestia asta. Păi, să crești foarte mult libertatea și că noi ne gândeam și la alt fruct decât banana. Din hai să zicem că avem un fruct și mai... Pe un argument. Deci problema e exact asta. Ți-ai răspuns singur la întrebare, da? Pe un argument utilitarist ai face asta, da? Pe un argument utilitarist ai omorât un om perfect sănătos să dai organele lui la 6-7 oameni, da? Care au nevoie de el. Da, și e aceeași problemă. Percepția e minoră, știi? Da, la fel. Adică depinde doar de la scara la care, problema cu utilitarianismul e că depinde scara la care te uiți, poți oricând să faci ca agresiunea pe care o comiți să fie minoră, da? Exact asta e problema. Și mai este o problemă cu acești oportuniști, să zicem, care îmbracă o măsură, să zicem, ok, vreau să ajung la societatea anarhocapitalistă și reducem impozitul pe profit cu 50%, dar nu spunem că, domne, asta este o primă etapă spre țelul final. Nu. Reducem impozitul cu 50% pentru că, conform curbei la fel, vom obține mai multe venituri la asta. Ok. Adică nici asta nu este în regulă. Da, el spune că trebuie să comunici și, uite, asta nu mi-a fost mereu clar. Știi? Eu aveam impresia că dacă tu în singurătatea ta rămâi libertarian, când ești funcționar sau ești ministru, nu știu, și ești libertarian, e ok, mie mi se pare că Rothbard își cere și activism, adică să duci vestea cea bună, să formulezi și mesajul radical. Așa poți să spui despre Avor, de exemplu, că nu îmbraci în chestii medicale, de igienă, de, să zicem, educația sexuală a adolescenților, sau poți să îi spui, domne, comiți o agresiune, omori pe cineva, sau nu, sau să o îmbraci în chestii religioase. Deci, depinde cum, așa și cu mesajul libertarian, cu reducerea taxelor sau alte chestii. Dar știi care e problema? Că trebuie să spui, domne, un mesaj pe radical duce la marginalizare. Depinde cât de extrem e mesajul. Dacă mesajul e, hai să reducem de la 35% la 20%, hai să zicem că n-ar fi atât de radical. Dacă zici trebuie să abolim statul, deci ești adunat cu ciolacul și nu știu, și asta e propunerea ta. Trebuie să abolim taxarea. Are sens argumentul marginalizării. Du-te, domnule, aici, că nu. Pe de altă parte și poți să înțelegi ideea atunci când te gândești la varianta politică. Da? Că cum ai spus și tu în trecut, vine greu de crezut unuia să îi spui că tu te angajezi la Pepsi ca să distrugi Pepsi. Atunci când vii cu ideea asta pe față, domne, angajați-mă că vreau să așa, e puțin. Pe de altă parte, uite, există un precedent foarte recent la care ar trebui să mai facem apel din când în când.
Și anume partidul UKIP, da? Sau partidul de, sau, mă rog, sau după aceea partidul Brexit al lui Nigel Farage, da? Deci UK Independence Party și Brexit Party. Ok. Și au trimis oameni mulți în la Uniunea Europeană, da? Parlamentari europeni, scopul lor fiind să extragă Marea Britanie din Uniunea Europeană. Au câștigat, au ieșit. Adică unul la mână, manevra le-a ieșit, da? Cu ajutorul neintenționat al conservatorilor, care cumva s-au situat singuri în offside la situația asta, în sensul că erau pe poziția Remain, dar au organizat referendumul fără să-și dea seama că nu o să iasă în direcția lor. Da, dar spune că nici ăla nu e atât de drastic abolirea statului, eu nu înțeleg. Că păi zicea, nu, depinde de extremism. Păi nu, ideea e exact asta, că tu intri la un job, da, faci apel la public, domne, dați-mi jobul ăsta ca să-l desfințez. Și asta ar fi făcut și parlamentarii Brexit și UKIP când s-au dus pentru posturile, când au candidat pentru posturile de europarlamentar. Și dați-mi postul ăsta ca să-l desfințez. Nu e atât de radical ca abolirea statului. E abolirea UE, ieșirea din UE. Da. Ieșirea din UE nu înseamnă abolirea statului. Evident că nu. E abolirea mega-statului. Evident că nu. Da. Adică asta ar fi critica mea la Rothbard. Că poate fi corectă observația lor, că da, dom'le, te marginalizezi dacă licitezi prea mult. Ok, Rothbard se gândește la succesul socialiștilor, că uite, au tras, au presat și au avut succes. Deci chestii care nu erau populare acum 30 de ani au devenit populare. Și nu numai, uite, el citează pe Hayek, care spune că... Dar ăia n-au cerut colectivizarea mijloacelor de producție în America. Ei au cerut, nu știu, să nu mai discriminăm minoritățile, adică au fost mult mai diluate mesajele. Mesajul comunist care există în America nu e popular, adică e ține de o minoritate. Adică și dacă mesajul lor era foarte radical, nu mai băgam seama. Stai puțin, că a fost mult de... Uite, ea nu mai... Stai puțin. Nu e în mainstream, asta vreau să zic. Ea nu mai, păi, nu e partea care nu e până atras de fereastra Overton, că ăsta e și argumentul pe care îl face Hayek, mă rog, fără să menționeze de fereastra Overton, da? Gândește așa. Acum câți ani au început să vorbească despre legalizarea căsătoriei între doi homosexuali, da? Mult timp. Și la un moment dat te-ai trezit că s-a legalizat. Nici asta deci, de dar asta clip, e mea la ideea e că în clipa în care au început să vorbească, era mult în afara ferestrei Overton. Mesajul. Gândește că Obama în 2008 era anti. Păi, deci Obama exact. Care e liderul stângii mondiale, deci nu e. Exact. Mă rog, exact, ești la mine. Exact. Da. Da. Dar argumentul meu ar fi că nu era atât de radical. Într-adevăr, e o chestie șocantă, știi, legalizarea gay marriage, dar nu e ca abolirea statului. Sau colectivizarea mijloacelor de producție, care mi se par mesaje foarte radicale. Da, uite, revenim la educație. Și Roba pomenește, dar o lasă cam în răspăr. Ok, să zicem că 80% din populație digeră și e de acord cu toate ideile libertariene, domnule, da, principiul non-agresiunii e perfect, nu știu ce. Și după aia, cum ajungem într-o situație, într-o societate anarhocapitalistă? Așa, nu se întâmplă nimic. Cred 80% din populație într-o chestie și... domnirea domnește cu alte chestii. Da, exact. Că... Restul din să mergem mai departe, deci, se votează. Ideea e chestia asta, da, s-ar petrece de la sine. Dacă ai avea o populație, deci așa cum... E un punct slab al lui Rothbard aici. Ce? Adică argumentul ăsta că, păi și ce facem? Cât trebuie să convingem majoritatea? Da, majoritatea. E posibil să fie nevoie de mai puțin. Dar dacă ai bine, majoritatea... acum, stai. Să o luăm... Să o separăm un pic, da? Așa. Deci, dacă ai 80-90% populație libertariană, da? O să ai libertarianism pe a doua zi. Sau după păi, primele alegeri. Asta e punctul lui puțin procesul. Asta e punctul lui Slav și el zice, păi și ce facem? Păi, deci el îți dă impresia că trebuie să gândim retrageri în mod sau... Păi cine o să... Eu cred că exact ce a zis Vali, nimic nu trebuie să facem. Da. Deci, una e că avem mecanismele, de exemplu democrația, nu trebuie să facem revoluții. Dacă tu ai 90% din populație, așa, dar e posibil să nu avem nevoie de alegeri. Deci pleacă ăia miniștri și... Asta zic, ce o să se întâmple? Cine o să îi vote? O să se instaureze statul cu... Adică 10%. Cu 10% din voturi și ce o să se întâmple?
Adică nu are, nu știu dacă lucrează în România 10% din români pentru stat. Ca să zici că rămâne doar cu profesorii, polițiștii, pleacă. Pleacă, nu mai lucrează exact. Pentru organizația asta agresoare. Exact. Și gata. Și gata. Ok. Ok. Deci asta e ideea în care ai o, convertești o majoritate covârșitoare. Mm. Da? Dar atunci ca să ai nevoie de, politică, e teoria de partea aia, da? În care tu cu o minoritate de 20% da, de activiști convinși, cum sunt progresiștii, cum au cam fost progresiștii de-a lungul timpului, da? Eu zic că orice putere politică, mă rog. Poți să tragi fereastra Overton în direcția ta, poți să-i tragi pe ăia care sunt majoritatea tăcută și inertă, sunt marea masă de followers, da? Ei, cum vorbeam, da, există lume care votează Partidul Democrat, că votează Partidul Democrat, nu știu, le place D-ul. Mm-hmm. Și nu le place R-ul. Nu, no, au trei chestii. Da, pare exact, mai... și până când nu îi atingi pe ăia cu progresivismul tău undeva la gonadele copiilor, de exemplu, ăia nu o să se sesizeze. Zică, da, hai, mergem mai departe. Și atunci tu te iei direcția asta ideologică, da? 20%, acaparezi unul din cele două partide, în America era mai ușor, da? Cu două partide, da? Și tragi după tine pe ăia mari mulți care votează, care sunt în inerție. În România nu prea e așa, adică, ok, există electorat captiv în sensul că inerție electorală mare la PSD, la PNL și la UDMR, dar împreună sunt cât? Da, să zicem, 5 milioane? Poți controla și cu toții. Ce în comunism, câți erau agresori? La 10%, nu? Da. Și poți, dar ce ar zice Mize și Rol, poate e că n-ai trai lung, nu durează chestiile astea. Bine, poți spune, păi durează 50 de ani, mi-a trecut toată viața. Da, durează 50 de ani, dar la scară istorică, nu știu ce, nu e. Adică îi dai jos până la urmă. Bine, cred că ideea lui Rothbard este că libertarianismul fiind atât de în acord cu natura umană și atât de benefic pe termen lung pentru o societate, nu ajunge decât să se înscăuneze un pic că o să învețe lumea cu binele. De altfel, el și dă oarecum exemplu ăsta un pic mai încolo când vorbește despre Revoluția Industrială. Da? Spune că nu o să mai ajungem. Că uite, am trecut prin Revoluția Industrială și puțin își imagina el că o să existe Klaus Schwab și și compania mai târziu, no, care vor să te ducă înapoi pe argumentul contra pe ideea lui, că mai deții nimic. Scuze. Argumentul contra lui Robert poate fi că socialdemocrație nu mor de foame, socialdemocrație. Deci nu mor de foame, poate să țină mult și bine. Că nu e cum e comunism, să moară lumea de foame și înceapă să reflecteze, poate trebuie să schimbă ceva. Teoretic, practic, ai spune că sau există zicala aia că socialismul funcționează până când termină de cheltui banii altora. Da, și nu termină. Suntem socialism. Cam pe fundul. Unde ești? Găleții cu banii altora. Suntem de multicel timp acolo. Comunismul, să zicem, 70 de ani. Comunismul care era varză. Comunismul este... Da, socialdemocrație. Deci de două ori mai mult. E la triplat de ineficiența economică, știi? Când zicea Nostradamus? A trecut. Dar înțelege argumentul. Socialdemocrație, ce înseamnă socialdemocrația? Până? Controlează statul câteva bunuri. Păi e mult mai robustă economic, adică nu mor de foame social. Este adevărat. Cineva care merge cu ziua are un trai de ministru în socialdemocrație. Dar aici doar are extins. Are iPhone, are... Aici doar extins perioada de... Dar Schwab nu mai e socialdemocrat, dacă aduce argumentul cu Schwab. Trece spre totalitarism. El trece spre de asta. Nu mai e social, nu vorbim de socialdemocrație. Nu, nu. Socialdemocrația doar extinde, să zicem, perioada de timp în care totul se alege praf. De ce? Eu zic că ai prețul, poți face calcule. E atunci hai să închidem. Te duci la infinit. E atunci hai să închidem. Nu e nicio problemă. Faptul că guvernul fură bani de la toată lumea și e inevitabil. Nu o să se termine niciodată banii, nu mai are sens. Știi care e argumentul? Să ne mai bate în cap. Că nu ești motivat doar de argumente economice. Asta vreau să zic.
Chiar dacă nu crap și de foame, mă, eu n-am chef să muncesc pentru Ana. Și care e un argument de dreptate, este, un argument etic. Deci, okay. Păi nu, că mănânci bine, nu vreau să, eu nu vreau să muncesc pentru Ana. E o formă de sclavie, înțelegi? Argumentul etic. Da. Pe care insistă și Rothbard. Ori el aduce aici un argument economic. Lumea s-a învățat cu bine, dacă noi reducem taxele pe salariu minim, săracii se învață netaxați și mai greu să le bage iar. La fel și aici. Bine, e un argument oarecum valid, e observat prin inducție peste tot. Este, da. Deci... Dar ți-am zis care e problema. Socialismul nostru nu e comunism. Da. Dacă ar fi comunism, da, morea de foame. Dar socialdemocrația nu mor de foame. Cu socialdemocrația, mâncarea e produsă privat. Încă. Se apucă ei acum și o reglementează și pe asta. Da, părerea este că și socialdemocrația, dacă comunismul a murit într-o sută de ani, poate dublu, 200-300 de ani. Păi de ce? De ce? Pentru că statul intervine și din cauza că intervine și în agricultură și în producția de hrană. Care era argumentul acolo cu despotismul agrar? Că ei nu știau cum ar fi altfel. La fel și aici. Oamenii de azi, când se gândesc la serviciile de poliție, de tribun, nu știu că se poate și altfel. Și posibil să rămână sistemul să ducă. Ca să vadă și altfel, trebuie să apară niște cărturari, să le atragă atenția, să nu știu ce, să uite, non-agresiune, uite, nu știu ce, ce spune teoria economică. Da. Pentru da. Că ei așa neavând, el știe că e normal să aștepți la tribunal sau cu un divorț să dure 10 ani, cred că așa e. Așa cum credea în despotismul agrar, că e normal să facă foame, știi? Deci, nu. Uite, spune la un moment dat că există două criterii în baza cărora ne putem pronunța dacă o măsură tranzițională reprezintă un pas înainte sau o trădare oportunistă. Uh-huh. Că unu, oricare ar fi cerințele de tranziție, scopul ultim trebuie să fie libertatea. Și doi, niciun pas sau un mijloc să nu contrazică scopul ultim. În sensul că să nu accepti la un moment dat o creștere de taxe sau, să zicem, o reglementare serviciu de... Na, na. El vrea să-l forțeze pe ăla care intră în politică să formuleze și mesaje radicale. Aici e problema. Pentru că ăla care intră în politică poate fi anarhocapitalist. El realizează că nu sunt oportune, neoportună formularea mesajului radical. Pe discutare am, dacă tu ceri prea mult, te întinzi, nu discută ăia. În timp ce dacă vorbești cu Ciolacu, uite, reducem nu știu subvenție, e posibil să treacă. Deci, și mai pune întrebarea dacă ar fi bine ca în epoca deficitelor bugetare, că suntem astăzi, deja vorbim de câțiva ani în care suntem, mă rog, știu, ai zis Bulgaria, cu câteva emisiuni că a avut un an pe plus, zice dacă este ok să cer reducerea de taxe, chiar dacă asta cere deficitul public. Practic, ce-a făcut Reagan, nu? Reagan a scăzut, a produs o scădere de taxe, dar a crescut deficitul. La... Da, probabil că s-a împrumutat pentru a acoperi diverse gânduri. Uh-huh. Și poziția conservatoare preferă un buget echilibrat. Ei spun că nu susțin nicio tăiere de taxe fără a avea și o măsură de reducere a cheltuielilor atașată. Dar Rothbard ce încalcă și contrazice țelul liberal și că în momentul opoziției față de cheltuieli e atunci când se discută bugetul. În momentul de a susține scăderile de taxe e da, oricând. El formulează altfel problema. Așa cum ai formulat-o inițial, reducem taxe numai dacă reducem cheltuielile. Dacă ți se formulează așa ca o dilemă, dai seama că aia nu e o reducere de taxe. E o reducere temporară, că le bagi iar. De ce? O răspuns. Păi dacă le-ai redus cheltuielile, nu trebuie să le introduci, să crești. Reduce. Deci, la buget? Dacă nu le reduci, că de-aia era o dilemă. Domnule, uite, reducem taxele, dar nu reducem cheltuielile. Așa îți formulează problema. Păi nu le bagi iar mai încolo. Taxele? Da. Nu, mai încolo. Dacă nu reduce cheltuielile. Păi mai încolo ai oportunitatea să reduci cheltuielile, pentru că ai deficitul prea mare și trebuie să reduci cheltuielile. Nu. Asta nu e o dilemă. Păi asta nu, face și rodul, atunci delimitează problema. Discutăm dacă reducem taxele. Ce zice un libertarian? Trebuie redus. Discutăm dacă reducem cheltuielile. Ce zice un libertarian? Trebuie redus. Da, asta nu e dilema. Dilema e ok să reduc taxele dacă nu reduc cheltuielile? Da. De ce? Că nu e o reducere, e o reducere pe
temporară și le bagi mai încolo. Nu, nu, nu urmează că le bagi mai încolo. Ba da, nu, nu urmează că le bagi mai încolo. Nu urmează că le bagi mai încolo. Se împrumută pur și simplu. Mai încolo poți să reduci cheltuielile. Deci dacă tu reduci taxele acum și nu reduci cheltuielile acum, deci, da? Cum sună dilema formulată de mine? E ok să reducem taxele dacă nu, dacă nu reducem cheltuielile? Niciodată. Așa ți-am propunat. Asta e ipoteza de lucru. Că de-aia e dilema. Că altfel da, și eu zic. Le reduce și mai vedem, mai... Înțeleg? Da, dar dacă la zice sigur, numai că, nu le reducem. Numai că la robar se pune problema așa, să nu le reduci... Adică au și eu un point. La lor respectiv. Acum. Au și eu un point. Asta vreau să zic. Știi? Pentru că dacă tu nu reduci, adică știi sigur că în următorii 5 ani nu le reducem. Așa. E posibil să crească iar, știi? S-ai posibil nu să contează. Nu... Ai obținut 5 ani fără taxe. E ok. Ai scăzut agresiunea pentru 5 ani. Ai crescut economia, generat creștere. Ce facem peste 5 ani, discutăm atunci. Poate că dai de guvern. Deci, de ce au ajuns guvernele să impună măsuri de austeritate? Că nu mai aveau bani. Da, dacă nu le reducem niciodată. Și atunci nu mai reducem nimic. Deci principiul întotdeauna, atât în privat, dacă și la stat, este ai un buget, tu trebuie să-l cheltui. Dacă nu-l cheltui, s-ar putea la anul să primești mai puțin. Dacă îl cheltui pe tot, o să cer mai mult la an. Așa, păi așa funcționează lucrurile. Deci cheltuielile îți fac bugetul. Dar tu niciodată nu ai incentiva să reduci cheltuielile atunci când ai bugetul. Nu, asta e scenariu. Vreau să discutăm în limitele acestui scenariu. Da, dar eu îți spun cum funcționează lucrurile în realitate. Da? Într-un alt scenariu. Păi nu. Nu vreau să discutăm scenariul. Ok, și scenariul ăsta e unul utopic, da? E o problemă, pui problema dintr-un punct de vedere care nu are reflecție în realitate, da? Deci, îți mai spun o dată. Cum nu are reflecție, când asta e situația? Cheltuielile îți fac bugetul. Tu nu apuci să reduci, să discuți de redus cheltuielile atâta vreme cât ai bani. Da? Niciodată nu se pune problema asta. Și într-o casă. Da? Într-o casă de oameni. Atâta vreme cât sunt bani, nu se pune problema hai să cumpărăm din Lidl în loc să cumpărăm din Cora. Da? Atâta vreme cât ne rămân bani și pentru economii și pentru mers la mare și pentru nu știu ce. Nu se pune problema hai să luăm Adidas de aia de... 200 de lei în loc de 400 de lei. Da? Atâta vreme cât ai bani. Tu începi să îți reduci cheltuielile doar atunci când dai de lipsuri în portofel. Nu crești taxele. Nu va fi soluție tot să crești taxele în viitor. Da, dar poate că soluția aia devine inacceptabilă pentru că oamenii s-au obișnuit cu taxele mici. Și tu vii și spui, vă cresc taxele. Și ea spun, du-te... Mă, creșterea ta de taxe. Să zicem că e acceptabilă. Înțelegi ce vreau? Lucrăm în scenariul ăsta, adică și cum ți-aș construi o dilemă de asta, nu știu, ca niște mineri într-o mină și tu zici soluția, păi treci unul cu mașina și sau arunc un funii și scoate. Nu. Noi vorbim de o situație tragică. Ăla e în deșert și trebuie să facă nu știu ce. Înțelegi? Adică nu mi-introdu asumția ad hoc, știi? La fel și aici. Scenariul era asta. Nu scad cheltuielile. Nu este. Ce facem? Ăsta e scenariul, știi? Și tu zici, nu știu ce, scad cheltuielile pentru că nu se poate. Și eu zic, nu scad, ăsta e scenariul. Da, tu, asta este o asumție ad hoc. Că nu scad cheltuielile. De unde și până unde nu scad? Cheltuielile scad întotdeauna. Pentru că așa a construit el scenariul. Păi asta spun, asta e asumția ad hoc. Știi ce mi s-ar părea mai corect? Aia când ai zis, mă, cel puțin, nu știu, am trăit, e ca și cum am abolit sclavia și știm că există riscul foarte mare să fie reintrodus. Și argumentul, bine, mă, cel puțin i-a lăsat liber 5 ani. Exact. La fel ca și cu taxe. Cel puțin 5 ani au respirat, știi, au avut taxe mici, știi. Da. La asta mi se pare mai corect. Știi? Un buget când se face de la an la an în funcție de și cheltuielile și... veniturile bugetare sunt atunci făcute, nu există dacă ar fi în fiecare an o să cresc taxele, în fiecare an o să cresc cheltuielile sau o să reduc cheltuielile sau o să... Nu. Dacă ar fi făcute, atunci ai avea mult mai des bugete echilibrate decât ai astăzi. Dacă ar fi făcute așa. Ai avea, pentru că economia nu variază atât de mult de la an la an, astfel încât în fiecare an să ai un deficit.
tu în clipa în care anul ăsta ai, deci dacă e să ne uităm la, uite că nu am acum, dar pun pariu că o să observăm, că observăm chestia asta, excepție făcând 2020, da? Dar uitându-ne la anii de dinainte de 2020, în care România a fost constant pe deficit bugetar, o să observ că deficitul bugetar al României e oarecum la fel, dacă nu în creștere. Adică, teoretic, când e PSD-ul, tinde să fie în creștere. Ce înseamnă chestia asta? Păi înseamnă că tu ți-ai generat un buget de cheltuieli pe niște încasări fictive. Dacă știm cu toții cum se fac chestiile astea, da? Se fac din pix. Veniturile. Da. Cheltuielile nu. Cheltuielile se fac așa. Cheltuielile se fac pe... Deci de asta spun. Bugetul pleacă întâi de la cheltuieli și după aia se gândesc ei ce să facă. Și cum îl chema pe la care doar el știa să facă bugetul? Lucra cu o planșă. Da. De la finanță. E un răsă? Nu, e un bătrân. Cu H sau cu G, nu mai știu. Nu. Am uitat. Știi, nu? Da, știu. Dacă moare ăla, nu mai știu. Da. Este că se face o... toate instituțiile, da? Asta de pensie, asta de sănătate, agenția pentru protecția hibridului. Așa. Trimit raportul de cheltuieli pe anul în curs, trimit predicția de cheltuieli și cât cer la buget pe anul viitor. Da, îl bazează pe ce au făcut pe exercițiul curent, da? Eventual îl actualizează un pic cu inflația. Și deci cheltuielile cam și ăla zice da sau nu, știi pe ce propune ăla pe acolo. De aia zic, cheltuielile sunt tot timpul variabile, nu sunt doar câteva fixe, să zicem, pensiile, chestii care sunt vrei dar, cea mai mare parte a bugetului. Da. Dar anul viitor nu vreau sunt să... atât de variabile, adică sunt doar astea care sunt cu investiții care oricum sunt teoretic ușor de planificat. Tu ai atâția bani pentru că de asta stau proiectele depășite, pentru că s-au terminat banii din buget. Proiecte de depășite cu execuția. Gherghina. Aici sunt de acord cu ce spunea Robara. Momentul să vorbești despre scăderea cheltuielilor e când se face bugetul, când se discută cheltuielile. Așa, toată lumea e de acord, dar ți-am zis, trebuie să discuți cazul cel mai, și ăsta cred că ar fi cel mai bun răspuns. Domnule, i-am lăsat să respire. Și are și avantaje etice și economice, dacă respiră 5 ani. Da, este un caz și răbat pomenește lucrul ăsta. În cazul în care, zicem, 20% din populația României libertariană, apare un partid libertarian, câștigă puterea printr-o coaliție sau, mă rog, așa, cumva, și are un plan. Și zice, anul ăsta dereglementăm A, vedem taxele B, eliminăm sau tăiem impozitul C cu 10%. Ții minte în anul 2? Exact. Abrogăm tăiem... legea D, impozitul încă 10%. Și o astfel de abordare este contraproductivă. Deci, domnule, de ce să nu abolim pe toate în secunda 2? Nu, cred că argumentul e că pierzi oportunități. De exemplu, tu ai acum oportunitatea de a pune zero taxe pe salarii minim și tu zici nu, că am proiectat-o peste 4 ani. Da. Dar lumea zice, nu, fii oportunist, folosește. Exact. Strategie o artă. Dacă aia e oportun, atunci fă aia, nu pierde timpul cu... Nu? Da. Eu vreau să-l critic aici la educaționism. El zice, domnule, educaționism e greșit pentru că nu ajunge să... De cum era chestia, l-ai convins pe Nixon, un președinte american citește libertarian, gata, am dat demisia, m-a convins cu libertarianism. El zice, nu, ăștia sunt motivați de bani, au și alte interese, deci nu, au interese mari acolo de, și foarte puțin sunt receptivi la mesajul libertarian. El spune că tot e o problemă și de putere, nu doar de educație. Deci ăsta e argumentul lui împotriva educaționismului. Ei au și alte interese, prin urmare nu sunt receptivi. Păi da, educaționismul e să-i dizloci din afară, nu că te infiltrezi după acolo. Deci ăla poate avea oricât de interese, dacă ai 80% din populație sunt libertarieni, nu, a terminat cu ei. Da, problema este asta, că trebuie, dacă vrei într-adevăr să-i disloci, și mă refer aici la masa populară, adică să ajungi să duci libertarianismul la 90-80%, da?
Păi ei trebuie să, la ei trebuie să ajungi cu alte argumente decât cele economice, nu? Pentru da, că da, marea majoritate educație. Pentru care... Da, e tot educație. Da, da, da. El gândește argumentul ăsta cu puterea ca și cum ar fi o chestie anti-educație. Dacă, uite, nu ajunge educația în anumite contexte. Ok, dar nu ai nevoie de contextele alea. La, măcar să meargă educația în celelalte, știi? Uh-huh. Îi gânești pe aia din exterior, ca să zic așa. Deci aș pune și problema... Adică e suficientă educația, asta vreau să zic. El îți dă impresia că, dom'le, ce ne facem? Și 100% din populație libertariană și nu putem. Avem un dictator care... Da, nu mai, lasă, sunt, nu? Mai sunt lucrurile pe care el le scoate aici în vedere, că nu e singurul care face educație. Adică și pe tărâmul educației tu te lupți cu diferite curente care ți se opun. Nu e o, nu e o întâmplare că lumea a ajuns socialist acum. Mm-hmm. Dar publicul țintă își pune problema. Cine e publicul țintă totuși? Păi, cred că e ultima chestie, că ne-ar cine și el identifică tinerii. Da, în anii 70 nu știu în ce mă și mass media, să cred că era valid la vremea respectivă, da? Că dacă stăm să ne gândim așa, majoritatea oamenilor de la care sunt acum pe la vârful Institutului Mises în state, da? Erau tineri atunci. Exact. Deci el la vremea lui a identificat corect masa și locul unde prinde, dar nu pare să mai fie la fel acum. În sensul că dacă, să zicem, a avut sau s-a bucurat libertarianismul de câțiva ani în care a fost singura filozofie care s-a adresat tinerilor, socialismul pe de-o parte, conservatorismul pe alta, s-au repliat repede. Și acum, cel puțin la nivelul universității și mai ales și comunismul, de exemplu, cel puțin la nivelul universităților din SUA, sunt mult mai vocale. Socialismul și conservatorismul se adresează tuturor idei ce te ajută pe tine să mergi mai repede. Argumentul e unul comparativ. Dacă tu dai același mesaj unor pensionari, unor tineri, dom'le, unde am avut mai mult succes? La pensionare a fost receptiv 2, dincolo au fost 50. Deci mai bine să mă orientez pe tine. De ce să mai receptiv tine? Ce zice el acolo? Că nu sunt construși de job. Uh-huh. E un argument altul care? Că să mai deschiși către adevăr, mai entuziasm, mai nu știu ce, mai puri, mai... Nu? Ce? Da. Cam astea sunt. Dar să ne gândim și la critică acum. Uite, dacă ne uităm la mișcarea libertariană în România, 30 de ani nu prea vine nimic din urmă. De... Sunt câțiva. Da? Unde? Sunt câțiva. Ai făcut cercetare în separată. Cum era chestia aia? Hope folosea asta. Trebuie să fii detectiv ca să găsești libertarianismul. Să spunem că i-am întrebat de vârstă pe cei care vin la cafenea. Ok. Dar România crezi că... Publicul țintă n-ar fi mai degrabă cei implicați în economia neagră? Eu cred că majoritatea... Romii sau cine? Oricine. Oricine. Eu cred că... Biconarii, ăia cu fier vechi. Cei implicați în economia neagră din România, ei sunt deja convinși. Nu, nu trebuie să-i... Da, poate nu au articulat așa de bine. Sunt practicieni. Da, da. Deci exact, cum spune Costea, sunt practicieni, cântă după ureche. Nu, asta e o altă strategie pe care ei cântă după ureche și tu vii și le pui o partură în față. Zic, ce să fac cu asta? Stai să dau mai departe, cum știu eu. Da, dar și aia știu note și... Ce? Și aia știu note și altă. Nu știu de conservator, dar... O altă strategie pe care Rothbard nu menționează, dar un rival al lui, Konkin al III-lea, a propus-o, a fost o dezvoltare a unei economii paralele cu economia albă. Trebuie să discutăm și chestia. Da. Și se chema agorism. E deosebit denumirea de agorism. Deci ca să aduci societatea să devină anarcho-capitalistă, te implici într-o economie paralelă, pur și simplu. Da, partea și reduci orice tangență. Bună, sunt de acord cu asta, partea bună la
Rothbard este că el este încă, mă rog, cât o mai fi, da, apărat de primul amendament, de libertatea de exprimare, de autonomia universităților, de cultura, că universitățile sunt locul în care ai voie să pui orice fel de întrebări și să explorezi orice fel de domeniu. Pe când agorismul da, îți vine deja cu toți agenții pe capul tău de când ai vândut prima gumă de mestecat. Fără să poate în altă dată o să discutăm TV. Rothbard aduce, nu subestimăm fiscul și asta. Superestimăm, pardon. Rothbard aduce contraargumente teoriei, strategiei lui Konkin. Eu am avut un schimb de replici, dar poate altă dată. Dar vreau doar să menționez strategia asta. Poate pe viitor facem cartea lui Konkin. Posibil. Că e o dezvoltare interesantă. Și de mult nu, mai focusat pe strategie. Nu trebuie să supraestimez eu capacitățile fiscului. Trebuie doar să se ducă la bună împlinire cashless-ul sau ideea de carduri de la guvern. Mm-hmm. Uite, de exemplu, am văzut astăzi o postare pe Facebook care m-a amuzat din lipsa de self-awareness pe care o arăta. Povestea cineva despre cum se vinde o mașină, despre cum s-a vândut o mașină în Estonia. Și că, domne, că s-au venit totul digital. Că l-a sunat la 9:30 și a cerut scuze, dar poate să vină să o vadă, a venit să o vadă la 10 seara. La 10:15 s-a hotărât, zice, o iau, au intrat ei pe site-ul guvernului, s-au autentificat cu semnătura electronică, au pus actele, au făcut vânzarea, totul automat, au primit mail-uri pe mail-ul pe care îl au de la guvern, cum că s-a schimbat proprietatea și că a fost radiată mașina de la unul și a fost trecută la celălalt și totul s-a întâmplat într-o oră. Și vai ce bine cu statul digital! Dar poți să și mergi. La care am spus, poți și da, dar știi că dacă tu n-ar trebui să înregistrezi mașina la stat ca să ți-o taxeze, se rezolva și mai repede vânzarea asta. Da. Așa că asta zic, că intrăm într-o lume cashless și nu mai trebuie să te mai fugărească fiscul, o face direct din calculator. E, tot găsești, are și Konkin un point, știi, tot găsești alți bani, alte, nu știu, Uber, Bitcoin, găsești alte formule, știi? Da, da, e adevărat. Ăsta e, de fapt, și unul din argumentele lui Rothbard. Serviciile și astea despre care vorbește Konkin nu sunt așa de răspândite, știi? De aici se vede că a fost mai profetic Konkin, că ele sunt mult mai răspândite, IT-știi și ăștia. 20% din populație sunt servicii, nu? Se pot ascunde. Rothbard zicea, păi ce face muncitor industrial? Cum face el algoritm? El lucrează la BMW și ce da, algoritm da, și, și ăștia 20% trebuie să mănânce și ei, că o să fie cam greu. Da, dar mai multe oportunități. Relativ la când se duelau ei, anii 90. 70, 80. Chiar? Da, atunci. Dar, și mai zis tu, muncitorii industriali, cum faci un pod la negru? Exact. De asta era... Sunt tine agoriști care zic că și asta sau o casă. Nu merge. E lucrul ăla. Da, Konkin zicea, domnule, era o fabrică de asta mare, Fordul sau General Motors. Și cam jumate din Mexic era la negru aduse sub asamble. Ce... De se poate. E chiar și asta. Era gri, știi, nu era negru total, dar... Îți dai seama că acolo erau plătiți unii să închidă ochii. Da, îți dai seama. Adică, păi așa se face treaba. Da, dar ce vreau să spun este că costul oricum era prin... Deci, ca să fie rentabilă mișcarea, da, înseamnă că tu când îi plăteai pe mexicani, plus mita pe care o dădeai guvernului să închidă ochii, da, costa mai puțin decât taxele impuse de guvern. Și asta zice și Konkin, îți dă și formula, da. Știi? Costurile, riscul, da. Probabilitatea să te prindă, deci e un calcul, știi, în care alegi. Da, dar problema este că un asemenea lucru nu e un exemplu bun de algoritm, pentru că nu șuntează statul, ci presupune complicitatea.
agenților statului. Da, da, dacă tu crești, dezvolți rețeaua subterană. Păi, la un moment dat nu e... Statul se trezește că mai sunt trei funcționari, restul toți sunt în agora, știți? Nu este sustenabil dezvoltarea. Dezvoltarea unei chestii de genul ăsta nu este sustenabilă. Până la nivelul ăla în care să-și untezi statul cu totul. Pentru că tu îl faci cu colaborarea statului. Stat te lasă și la un moment dat îți dă în cap. Pentru că oricum poate să-ți dea în cap oricând, că știe că ești acolo. Statul nu știe, știe agentul nu care știe închide. E ok și agentul ăla la un moment dat moare sau e înlocuit. Uite, ziceai, adusese-i aminte de asta, că ce interese au tinerii și el menționa aici, la vremea respectivă, abolirea conscripției, retragerea din războiul rece, n-a mai fost cazul, libertăți civile pentru toată lumea, preluată acum și de sexomarxiștii noștri, legalizarea drogurilor și altor crime fără victime. Aici mi se pare interesant că el, care, mă rog, asta e... Legalizarea drogurilor e doar mimată de unele curente leftiste mai puțin. Adică n-a fost adoptată, vreau să spun, nici leftiști. Că asta mi se pare interesant, că el părea foarte optimist când am citit capitolul, că e momentul, vine valul, o să se legalizeze tot, o să scăpăm de... Și puf, unde? Cade și el în ce numea Marx impresionism și vezi niște evenimente și zici gata, astea sunt. Da. Că uite, Nixon a făcut nu știu ce, s-au legalizat. Da, leftiștii sunt cu... îi turbează, de-aia ne și urăsc așa mult. Dom'le, de ce ești pentru legalizarea drogurilor? Păi vreau legalizarea marihuanei. Cât de taf ești, cât de dur ești. Libertarienii vor ca cocaine, orice, știi. Dacă omul e proprietar pe corpul lui. Na, e principiul, deci nu este așa filozofic pe care am putea să îl repetăm astăzi, că dacă sunt proprietar pe corpul meu, înseamnă că pot să-mi fac rău. În orice fel vreau eu. Și anume să bag orice fel de substanță în corp. Acum au închis absolut toți conservatorii. Deci ar fi emisiunea. Da, ăsta ar fi al treilea argument. Că sunt niște subiecte la care ei sunt sensibili, tineri. Mm-hmm. Alea cu conscripția. Da. O altă țintă pe care o alege el e mass media, despre care el și el menționează că conservatorii o numeau și pe atunci mass media stângistă, deși comparativ cu ce avem astăzi, era de atunci era sfânt. Adică dacă e să te uiți, de exemplu, la Saturday Night Live sezonul 1 față de Saturday Night Live sezonul ultim, e, deci să vezi satiră corectă. Pe ce? Și pe ce? A fost pe YouTube la un moment dat. Acum mi se pare că mai e dat doar cu premium. Dacă ai... Nu, ideea e că ăștia... știi că era chestia, observația că Martin Luther King, dacă ar fi trăit azi, ar fi fost acuzat de discriminare și el e pe poziția conservatorului. Da, nu trebuie să conteze. Era rasist, nu, da, direct, da. Martin Luther, de din totdeauna. Adică atât de mult s-au pervertit. Bine, eu aici aș menționa că el zicea că poate face joncțiunea dintre stângismele inerente în media, gen pace și libertate personală și opoziția față de un stat ce intervine în economie și în dreptul de proprietate. Dar, a zice, curentul ăsta semi-libertarian pe care îl percepea el în media, îl mirosea pe aici pe acolo, n-a ajuns și a scăpat repede în internet. În sensul că au început blogurile și, de fapt, păi da, dar pot spune că Wild West-ul internetului, da, media. Internetul nereglementat a fost propice pentru răspândirea mesajelor. Pentru răspândirea, da, mesajelor mai puțin acceptate, adică care nu trebuiau să treacă printr-o politică editorială de New York Times sau așa asta. Și o a treia țintă pe care o menționează el acolo în capitol e Middle America. Ah, da, da. Categorie în principiu conservatoare și republicană, dar care avea scopuri congruente cu el și că să scadă taxe, scadă criminalitatea. Uite, la bătrânețe mai degrabă aici se întoarce. Mai degrabă aici. Dacă și în tinerețe pot spune că se adresa mai mult tinerilor și nu știu ce.
la bătrânețe când teoretizează populismul 90-95, mai degrabă în zona. Păi și într-un fel are dreptate. De Tea Party-ul, de exemplu, care s-a născut în Statele Unite, tot de acolo a plecat. Da? Trump, de exemplu, care nu, să zicem că nu este libertarian, și dar nu e sigur, n-a reprezentat sigur establishmental, deci a reprezentat un takeover relativ populist al Partidului Republican, da? Tot pe Middle America s-a dus. Da. Și mă gândeam în ce măsură chestia asta e oarecum valabilă și la noi. Adică în sensul că noi sunt pesediști. O vezi peste tot. Middle Romania. O vezi peste tot pătura asta a celor care nu sunt sau nu se mai simt reprezentați, știi? De un partid politic. Electoratul clasic, de exemplu, te uiți la Marea Britanie, da? Clasa muncitoare din orașe, da? Electorat clasic laburist. Da? Ori laburiștii sau, așa cum ai spus și tu, sau când vorbeai de Martin Luther King și procesul ideologic, da? Laburiștii s-au despărțit de clasa muncitoare de... Ah, sunt leftiști. De nu se poate, sunt da. Leftiști. Și la fel și pe partea aia altă, conservatorii ăia de bun simț. Când te apucă... Romney, sau ce? Nu, vorbesc continuare de Marea Britanie, Partidul Conservator. Da. Când se apucă Theresa May să spună cum vrea ea să îți dea un permis de mers pe internet sau... conservator respectabil, știi? Da, da. Adică există o mare parte din pătura populației care și mă întreb... Uite, asta e partea a doua. Mă întreb în ce măsură chestia asta se întâmplă, pentru că am vorbit de America mai devreme și acum de Marea Britanie. În ce măsură chestia asta se întâmplă datorită faptului că este un sistem de două partide? Sau nu? Adică că având un sistem de două partide, partidele la un moment dat trag într-o direcție și lasă o pleașcă în mijloc de alegători care sunt abandonați. Cum e o pătură acum în America, da, care se simte abandonată de Partidul Democrat, care s-a dus alături spre stânga. Da, oamenii care nu sunt comuniști, care nu sunt dispuși să acheseze la Zizezer și toate demențele pe care le susține. Da, nu sunt neapărat clasa muncitoare. Oameni care votau cu Democrat, oameni care, să zicem, erau și feminiști de grad de valul primul 2 val. Sau da. Da. A, și nici comuniștii nu se regăsesc în Obamins, pentru că e prea trădează. Da. E cu războaie, da. Cu nu știu ce, ori ei sunt anti-imperialiști. Da. Și ăștia cum ar și teoretic și la noi ai vedea chestia la asta. La conservatori cine sunt ăia abandonați? Păi au fost cei care l-au susținut pe Trump. Ah, populiști. Acum sunt abandonați de la conservatori. Și la noi cine? Elitiștii. Și la noi cine? Păi la noi zice că a fost au fost cei care i-au băgat pe aur în Parlament și care i-au adus la 20%. Partidul care s-a născut peste noapte, da, și care la un moment dat avea 22% din 22% deci, în sondaje. Deci ce sunt, identifici? Ce sunt? Tocmai asta e, că tocmai asta e, nu, ăsta e motivul pentru care aur nu o să țină. Nu o să țină pe termen lung, pentru că atunci când a ajuns la 22%, aduna foarte multă lume, da? Aduna oamenii care erau supărați că li s-au închis afacerile, aduna oamenii care erau supărați că li se impune vaccinarea cu forța, aduna oamenii care erau supărați. Vreau să zic că la mănăstiri și noi. Exact. Păi de ce nu-i ține? Că ei totuși nu-i ține, mesaje. Nu. Nu-i nu ține, au mesaje cu biserica, cu... Nu prea? Nu neapărat. Păi ce mesaje, nu? Nu mai au nimic, de fapt, nu mai. S-a dus vaccinarea asta. Cam așa zici. Terminat. Da. Plus că chestia cu vaccinarea... Hai că patriotice cu Avram Iancu și cu... Da, dar pe asta o să țină un electorat mai mic decât ăla. Nu știu dacă, nu știu cât de mare e. O să vedem la următoarele alegeri. Păi soluția care e? Păi nu, mă întreb tocmai asta, mă întreb. De ce nu iau discursul lui Trump cu ajutăm micile afaceri sau... Și cu mesaje liberale, nu cu subvenții. Ajutăm, dereglementăm. Nu sunt eu strategistul, strategul principal. Probabil că nici el nu e... Poate că nu au, poate au făcut un calcul... Sondajele și-au văzut că... Și-au văzut că aici e mai multă lume. Eu zic că nici ei nu sunt... Poate în afară de bine, nu știu, pe târziu ăla.
Dar tind să cred că nici ei nu sunt așa de trumpiști. În afară nu de sunt. Claudiu, adică târziu, Trump e mult mai liberal în sens clasic. Și adică Trump chiar s-a făcut o scădere drastică de taxe. S-a făcut de s-a ieșit din acordul de la Paris, deci a făcut niște mișcări tari. Dar și, de exemplu, a făcut a făcut și tarifele. A făcut și tarifele cu China. Da. Dar tot pentru o chestie asta, domnule, muncitor american, hai să ne norocim pe chinez să muncească mai locuri. Bine, dar tocmai asta am spus, că nu spune nimeni că Trump ar fost libertarian, ci doar că a vorbit unei clase care era mai puțin reprezentată. Și mă gândesc exact asta, că uite, vezi, pentru că AUR nu, chiar dacă s-a format peste noapte, nu o să ajungă și nu o să se mențină, tocmai din cauza asta, că la noi nu sunt două partide, mai multe și oarecum mai apucă, mai zice unul ceva, mai... Seamănă cu ce spunea Rothbard la început, când face distinția între teorie și activism, că ok, activăm, dar până la urmă se întreabă și activistul, domnule, pentru ce activezi? La fel și la AUR, nu? Adică te atrag niște chestii, știi, Simeone carismatice, nu știu. Poate vrei mai mult și nu mai vine acel mai mult. Da, sau vin, vin niște clișee. Sau vin altele. I-a fost furat oricum mesajul cu în timpul pandemiei, cu domnule, hai să lăsăm mai mare cu vaccinul și prin PSD și Rafila. Și acum... Da, dar e vina ta, e responsabilitatea ta să găsești altceva, știi? Știu, da. Ori mie mi se pare că nu știu cât sunt de... Uite, ai dat tu chestia aia cu... Ce vrea, când îi critica pe PSD-iști, care alea erau niște chestii liberale, chiar dacă erau motivate patriotic. Că au greșit PSD-iști crescând impozitul, știrea aia de el cu AUR. A, păi da. Deși n-ar putea încerca ceva de genul ăsta? Da, adică știu ce bine, ce e bolnav la ei, că cere vin... că AUR i-a cerut avocatului poporului să conteste creșterea taxelor la... Da, bă... Chiar și aia era, într-adevăr, era liberală, era îmbrăcată însă în, în asta, deci da, pare că... Cum suna îmbrăcămintea aia, ce era, că corporațiile globaliste fac, nu știu ce. Uite, aici la corporații am sărit oarecum peste partea din capitolul în care Rothbard spune că se contrazice puțin cu perspectiva pe care o avea Ayn Rand și... Aici tind să-i dau dreptate lui. Că, deci tind să-i dau dreptate lui Rothbard pentru că mi se pare că Ayn Rand nu a luat în calcul sau nu a părut să ia în calcul capacitatea corporatismului de cumetrie de a se adapta la un regim etatist. Și inițiază, cred că doar se adaptează. Deci, bine, Rothbard face argumentul ăsta, dar nu e întotdeauna adevărat, dar cu siguranță se întâmplă din când în când o corporație, cum funcționează cel puțin în Statele Unite, o corporație își face un grup de lobby, grupul de lobby discută cu politicieni, deci ei sunt bazați la Washington, stau de vorbă, duc politicieni la cafea și țigări tot timpul și încearcă să îi mâne pe politicienii care vor să scrie reglementări într-o direcție astfel încât să scrie, câteodată chiar împingându-i de la spate, asta e ce zice Costel când spune că inițiază, ca să îi ducă să creeze reglementări pe care aceste corporații mari își permit să le absoarbă sau deja le au. Au mecanismele. Și-au făcut ele calculele agoriste, știi? Da. Dar ca să, cu singurul scop de a introduce bariere de intrare pe piață în fața unor companii mai mici. Ori Ayn Rand spune că nu, că capitalistul care a crescut este cel care este singurul care mișcă economia, e minoritatea cea mai defavorizată. Și nu e adevărat. Minoritatea cea mai defavorizată este micul afacerist. Da, dar și Rothbard pare să îi dea dreptate mai jos când spune, domne, nu toți fac bani cu statul. Și vorbește de afacerile mari, nu de mici. Nu toate afacerile mari. Majoritatea pierd. Pentru că sunt excepțiile care... Și asta ar fi mai cumva pe linia... Pierd, dar pierd mai puțin.
Pierd mai puțin sau ei își calculează? Ei își calculează că pierd mai... Nu, el spune că nu câștigă deloc. Deci ei își calculează că pierd mai puțin cu statul decât ar pierde pe piața liberă nereglementată. Adică și Coca-Cola, de exemplu, dacă deci, se impune o taxă pe băuturile cu zahăr, da? O taxă pe zahăr, pe băuturi, ok? Coca-Cola pierde din asta, nu are cum să câștige din asta, da? Dar ar pierde, și face calculul că ar pierde mai puțin decât dacă ar lăsa piața liberă și atunci ar putea să intre în competiție directă cu Coca-Cola toate produsele locale și pierde din piață, da? Da, dar cred că are în vedere și asta, că unii chiar nu... Ar fi împotriva, adică pierd bani, pierd asta, știi? A, tu zici că le convine și alora. Pierd diferențial mai puțin. Celorlalte corporații, chiar dacă le nu sunt alea șmechere și otrăvite, sunt, adică cel puțin nu... Capul ce se pleacă sabia nu-l taie, cel puțin nu se bagă, știi? Nu, de exemplu, finanțează în dodi, știi? Sau finanțează chestii libertarii, nu. Da. Deci stai liniștit că... Niște e bun. Tocmai pentru că asta, pentru că argumentul e că într-o piață liberă, da, un animal mare e mai ușor de asaltat din toate părțile de afaceriștii mici. Și atunci, a zice că ținta e corect identificată de Rothbard, micii afaceriști, a treia țintă, care teoretic ai fi zis că în România de aici, de aici câștigă și uite, argumentația de aici îți tragi. Știi ce, aia nu câștigă. Ce? Nu vărești o școală, doar nu vărești cu Coca-Cola, vărești firmă de apartament. Așa. Ai și afaceri mici care trăiesc din relația cu stat. Ah, ok, unii. De... Păi așa sunt și corporații. Ah, tu zici că nu, că sunt mai multe. La câți crezi că poate să dea statul de muncă? Că dacă ar putea să dea la toți, atunci n-ar mai avea de economie, n-ar mai avea nevoie de economie. Ultimul punct ar fi ăsta, că de ce ar triumfa libertatea pe termen lung. Păi l-am discutat deja, că s-a învățat lumea cu binele și nu vrea să mai întoarcă la o lume pre-industrială, pre-revoluție industrială. Și crezi că ține? Adică crezi că nu ar putea să le vândă? Uite, mă gândeam la asta. Ține împotriva totalitarismului, dar nu ține... Dacă ai în vedere trecerea la libertarianism la alt nivel, nu, e posibil să băltești în social-democratism, mai este o mie de ani. Că nu are lumea de foame. Eu mă gândesc nu că... are lumea de foame și nici serviciile alea de stat nu-și imaginează că ar putea fi altă. Eu mă gândesc la cealaltă idee, că statul vrea și se cam vede că vrea să-și crească controlul. Adică tendind, niciodată nu trebuie să faci presupunerea greșită că e singurul care luptă în arena ideilor. Sau care luptă pentru putere sau pentru a răspândi. Cine? Idei. Tu, zic, tu libertarianul. Adică există întotdeauna și o contramișcare. Există și oameni din partea aia. La oameni care vor să... impună comunismul, dar există oameni care sunt la putere, da? Care își doresc să-și crească puterea și controlul. Da? Ai tot felul de inițiative politice care nu au alt scop decât să crească puterea. Și ți se vând să crească puterea și automat să crească gradul de însclavizare al societății. Și astea sunt vândute de obicei ca fiind pentru binele tău. Adică ți se dă un bonus pentru ele. Și mă gândesc... De săraci, de copii, de... Nu, de pensionari. Un bonus mai, chiar mai personal. Mă gândesc acum, da, punctul, bătălia principală din partea lor, una dintre ele, pare să fie asta cu cash-ul. Cum ziceau ea în postarea, ce repede a mers totul. Da. Digitalizat, într-o oră... Aia mașina merge și fără să fie în ea, știi că tastatură. Aia odată, a doua chestie, am văzut tot așa cu câteva zile un videoclip, unii din Praga, care sunt ghizi locali acolo, prezintă orașul și
au făcut un video deloc întâmplător sponsorizat de Visa, în care exact pe asta pune accentul, că nu mai ai nevoie să ai nevoie să-ți bați capul cu schimburi cu de curs valutar, cu să umbli cu cash, că cel mai probabil, zic ei, atunci când intervine cash-ul, e o șmenozeală, vor să te facă. Bine, e adevărat că e și o problemă în Praga asta, acolo sunt tot felul de bande care fraierez turiști, bande și de români și de bulgari, și de care fraierez turiști le dau ruble beloruse scoase din activitate pe post de coroane cehești, că le dau un curs valutar mai bun decât la casele de schimb, care casele de schimb și acolo e o altă poveste, și alea trag niște comisioane din astea ciudate. Particularitatea faptului că ai o insulă de monedă autonomă învecinată cu o zonă euro. Mă gândeam la ce zicea Thomas Sowell Park. Care e point-ul ăsta? O chestie, un interes egoist, să-l faci cu o chestie națională, știi? Că o chestie de interes general. Ăsta e point-ul, știi? Când vrei să faci o afacere cu statul, să introduci o reglementare. Ea trebuie să pară în interesul tuturor. Vreau să ne întoarcem puțin și cred că e singura chestie care a mai rămas. Polemica lui cu conservatorii, când sunt alea două chestii, conservatorii spun, tot pe tema corporațiilor, dar mi se pare că nu le-am detaliat bine. Sunt două argumente care el nu e de acord. Unul e că, ce spun conservatorii, ăștia nu-și văd interesele pe termen lung, corporațiilor. Dacă noi trecem la totalitarism, și tu, idiotul, le finanțezi mișcări leftiste și nu știu ce, alegi, pierzi și tu. Și tu vei fi victima, pentru că dacă îți vin niște demenții, niște gherile columbiene și nu știu ce, ăia nu poți trata cu ei. Ești dușman de clasă și, sau, nu știu, să ai un orochior, dar vor pica multe. Bine, deja am ajuns la cazul ăsta. Spune că și eu înclinam să fiu de aceeași părere cu tine, dar spune că foarte mulți din oamenii ăștia de afaceri și dintre CEO-uri, dintre CEO-uri, nu e corect. Dintre CEO. Deci la plural, cum e plural? CEOs în engleză. Da, dar în română dintre ofițeri, dintre de directorii de mari companii ăștia, de mari companii, ok, perfect. CEO-i. Da, CEO-i. Pentru că sunt oi. Ei mizează pe faptul că poți să-i manevrezi. Că albinele astea, șefii ăștia de gherilă la care faci tu referire, sunt oameni de o mică complexitate intelectuală și tu ei sunt controlați de altcineva și tu cu ăla altcineva la un moment dat, la un anumit nivel, merg banii, funcționează, ea oricum, ca orice mic tiran își recunoaște interesul privat mai întâi. Da? Și pe ăla poți să-l cumperi și tu în ultimă instanță ești, asta pare să fie strategia pe care au aplicat-o marile corporații și care pare să funcționeze de ceva vreme. Da? De la Occupy Wall Street încoace, da? după dizolvarea mișcării Occupy Wall Street. Poate de aia s-a dizolvat. Păi și asta e un argument. Revoluția autentică se face cu oameni pe care nu poți să-i cumperi. Și asta e un argument, pentru că oamenii care au rămas consecvenți din punct de vedere intelectual de la mișcarea Occupy Wall Street, acum sunt aproape toți în barca libertariană. Ceilalți au fost mai mult sau mai puțin cumpărați de corporații. Ba un post acolo, ba un post acolo, ba un jurnalism. Nu, dar e un risc, asta vrei să zici tu. E un risc, dar este niște nebuni. E un risc, dar e un risc pe care ei pare că și-l asumă și cel puțin de la dizolvarea, asta vreau să spun, de la dizolvarea lui Occupy Wall Street și până acum, nu, n-au dat greș. Adică tot, doar singurul adică lucru. Adică văd interesele. Singurul lucru, da, singurul lucru pe care îl vezi că ar fi dat greș este ce vezi acum în America cu Starbucks.
în cu câțiva ani a, că au pierdut clienți. Cu câțiva ani în urmă au plecat capul că Black Lives Matter și toată lumea poate să drogheze la ei în baie. Și Netflix, nu? Și alții. Netflix erau niște știri recente că Netflix e cu duș întors. Au pariat pe corectitudine. Netflix e cu duș întors. Acolo, în primul rând, au modelul de afaceri de așa natură încât își permit să întoarcă cârma foarte, foarte repede și doi la mână și numerele care le propovăduiesc scăderea nu sunt atât de exacte, adică avea legătură cu faptul că era o perioadă de reînnoire, o fluctuație și crezi că se întorc, generală în piață, nu e neapărat ce vreau să întorc, spun, dau pe Avram Iancu, deci nu știu, dar uite, de exemplu, pe Netflix găsești emisiunile, da, videourile al lui Dave Chappelle, al lui Rowan Atkinson, și deci nu sunt, deci n-au luat-o. Deci ăsta era primul argument, iar la taxare am putea reveni la ce ziceai tu, se gândesc că taxele îi foltează pe aia mici și sunt și că e pe termen lung în interesul lor. Diferențiat câștigă, da. Deci asta era prima discuție, deci tu zici că n-au dreptate conservatorii, care avea dreptate Rothbard, nu? Tindeam conservatorii ce ziceau? Că ăștia nu-și văd interesele și tu zici că își văd interesele, nu sunt chiar așa. Mm-hmm. Nu, Rothbard zice că nu-și văd interesele pe termen lung. Și eu zic că... Conservatorii spuneau că nu-și văd interesele. Nu, conservatorii spunea despre corporații. Corporații nu-și văd interesele pe termen lung. Când ei sprijină mișcări comuniste și nu știu ce, chestia asta se poate întoarce împotriva lor, știi? Asta nu spune și Rothbard? Rothbard zice că ăștia vorbați. Asta e puțin vreodată. Și că și le văd. Și da. Le văd. Eu vreau doar să... N-am avut timp să intervin. Zizi. Gândește de la situația în care vine Fidel Castro. Adică toți proprietarii care aveau acolo ceva în Cuba, toți bogătanii aia, cu toți banii lor, da, au zburat rapid din toată țara, din Cuba. Păi și Vali, cred că mergea în direcția asta, că, domne, e posibil, nu? Să lucrurile atât de mult. El zice că se poate fi cumpărat, știi, Fidel Castro și interesele eu lor. Eu zic că ei își fac calculul că poate fi cumpărat. Păi și e plauzibil sau este, nu? Până acum, cel puțin, adaos my point, până acum, cel puțin, în Statele Unite... A mers. În general a mers. În general a mers, da. Ok, hai la argumentul 2. Argumentul 2 e că, ce zic conservatorii, aceste corporații sunt... Zuckerberg are bani. Sunt otrăvite de discursul leftist. Ei aderă la... Nu sunt motivați doar de economic, sunt motivați și ideologic. Zuckerberg chiar vrea o lume mai bună. Știi? Păi cum arată lumea aia mai bună? Care e alegerea mea să ajungem la acea lume mai bună? Am de ales între leftism și între nazism. Normal, dacă aș avea alegerea asta între Hitler și Cioloș, normal, aleg pe Cioloș. Știi? Da, și atunci... Rothbard inclusiv... ar zice că nu sunt atât de motivați de ideologie și că da. Vor bani și că sunt niște neapărciți. Dar are dreptate, asta e întrebare. Tu crezi că Zuckerberg n-are și idealuri? Adică el câte și urmea să mai nu. au și chestii de genul ăsta, dar nu văd doar înseamnă că n-are dreptate Rothbard. Da. Înseamnă că au dreptate conservatorii. Că motivează și chestiile alea ideologice. Adică aia de la Google chiar cred în leftism. Unii dintre ei. Crede șeful mare. Zuckerberg și... Da. Ăla la Amazon și la câteva... Păi da, dar asta este ceea ce spune Rothbard atunci. Nu spune asta. Ba da, conservatorii gen Ayn Rand spun chestia asta, că ăia pe ei motivează banii. Ei sunt constructorii lumii capitaliste. Rothbard. Nu! Uite-te la... Păi acolo, asta, ok. Dar... Deci ce ziceau conservatorii? Ne întoarcem la... Le-a otrăvit sufletul cu leftism. Adică ei sunt motivați și ideologii. Asta zic conservatorii. Eu zic că perspectiva conservatoare e corect. Rothbard zice, nu, sunt niște nenorociți care vor bani și au de câștigat cu statul și n-au ei treabă cu... Ai simulente amestecate. Ok. Ele au de câștigat și bani, sunt motivați și ideologii. Care presează mai mult? Robert, însă cred că ar spune că astea... Că bani. Deci, critica... Eu zic, mă, ăștia au prea mulți bani ca să mai... au și idealuri. De ce la să duce pe lună? Să... nu mai stă în... Nu? Adică... Da, așa e. Critica conservat. Deci... critica este așa, pentru
ca acești conservatori să fie consecvenți în imagine, și aici, nu știu, o pune și pe aia la conservator, deși nu e cazul, acești, când fac imaginea omului de afacere mare, da, când fac imaginea lui Zuckerberg, ei presupun că Zuckerberg nu-și vede interesul pe termen lung, că interesul lui fiind să fie să facă bani, că la un moment dat statul zi, o să ia mău. Pe când, da, așa e, Rothbard spune că nu, că el își vede interesul pe termen lung, că ei se gândesc, că el spune... Doar că nu, cum zicești, nu făcă iminent pericolul. Da. Există riscul ăsta, dar... Dar știu să-l... Nu sunt ca să de... El spune, mi se pare că face referire la... Nu este exagerat să afirmăm că Nelson Rockefeller este călăuzit în mult mai mare măsură de interesul propriu decât de un altruist cu capul în nori. Se admite în general, chiar și de către socialiști, că rețeaua vastă de agenții guvernamentale cu atribuții de reglementare este folosită pentru cartelizarea fiecărei industrie în numele marilor reforme și pe cheltuiala publică. Da. Păi și al doilea argument ăla cu potrivirea sufletului, că e tot acolo. Deci poziția conservatoare era că optim mai jos. Știi că sunt două puncte, ăsta cu interesul pe termen lung și punctul 2 era că poziția conservatoare e că ăștia au sufletele otrăvite de leftism. Cu reluctință, cred că e adevărat în multe cazuri. Deci ei chiar sunt stângiști. Zuckerberg, toți ăștia, Hollywood, sunt pe bune stângiști. Posibil. De nu mai găsesc pe asta. Nu e doar de... Păi era punctul 1 și punctul 2. Că au fost spălați pe creier de intelectuali de stânga care le-au otrăvit sufletele cu vinovăție și cu un altruism eronat. Asta. Da, asta ar fi în ideea, da, asta nu e neapărat neadevărat. Adică Rothbard zice că astea sunt o mască pentru niște interese de bani, știi? Ori eu trebuie să cred că nu. Trebuie să cred că ăștia au și vise, au idealuri, știi? Zuckerberg vreau lumea mai bună, chiar dacă lumea e leptistă. Nu cred. Tocmai asta e ideea. Ori e o mască. Pe asta e ce și atunci pe el interesează. Zice că e o mască și ei vor doar. Conservatorii zic că chiar e otrăvit sufletul, în sensul că ea chiar crede. Și eu tind să cred că e mai degrabă o adunătură. Adică e un pic din și un pic din mea. Care e cea mai puternică? Se pune acum problema să știi ce e în sufletul omului. Păi zice, nu putem să știm. E probabil să conteze foarte mult partea de ideologie, știi? Cum să nu e posibil. Și mai ales că au și bani, deci se spală. Ok. Asta e. Asta a fost? Ne revedem, trecem la... Asta a fost... Adio, Rothbard. Adio, dar rămân cu tine, vorba. Asta a fost. Ok, ca să încheiem mai... O să mai facem chestii pe Rothbard. O să ne mai întoarcem la el, dar ultimul lucru, mai arătăm o dată cartea. Pentru o nouă libertate, Manifestul Libertarian, scos de Institutul Ludwig von Mises România. Ea poate fi cumpărat și online. O să găsiți un link la carte în descrierea videoului. Aș putea spune ca o concluzie că... Nu ți-a plăcut. Acum. Și Rothbard facem referire la un moment dat, spune că uite că ce bine că noi acum avem manifestul, e prima oară când el se scrie. Laudă-mă și plecați și faceți treabă cu el. El se lega și de faptul că s-a ales Partidul Libertarian, ajunsese al treilea partid din America. Mă rog, am spus, nu e mare lucru, dar a strâns în 2016 mai multe voturi decât PSD-ul, de exemplu. Ea spune că, uite, și tributar și discuțiilor și dezbaterilor pe care le-am avut pe parcursul dezbaterii acestei cărți, că există poate un ideal libertarian și că fiecare dintre noi în viața de zi cu zi, inclusiv oameni care nu sunt aici, problema se pune cât de consecvent ești în ale libertarianismului. Da? Adică ești un libertarian mai mult sau mai puțin consecvent? Lucrezi la stat sau nu lucrezi la stat?
Lucrătorul ăsta. Sau faci treabă cu lucrătorul ăsta nu e mod necesar, nu țin ca și principiu. Depinde. Răspunsul ăsta, mă rog, stand. Păi consecvent, ești unealta agresorului. Nu, că n-ai inițiat tu. Nu contează, agresor. Ești unealta. Dacă ești profesor în ASEL, n-ai inițiat tu ASEL. Tu doar te adaptezi unui, chiar și dacă implementezi fonduri europene. Tu doar te adaptezi unor chestii. Poți avea cel mult un argument utilitarist în sens că te neutralizează, știi? Dacă ai intrat la Pepsi, așa. Nu o să mai abolești Pepsi. Așa. Ăsta e colții. Asta e ideea. Deci dacă o să lovești statul, o să-l lovești în privat. Deci până nu crești o mișcare în privat, nu o să... Sau... O să te juci, o să ne jucăm, știi? Sau, o să de exemplu, ești libertarian, ții dreptul de proprietate și principiul non-agresiunii, dar se naște o pandemie și dintr-o dată ești de acord cu tot ce spune guvernul să... Te gândești, da? Să se... Poți rămâne și așa libertarian, știi? Ok. Acestea fiind spuse, nu? Eu am fost Valentin Berceanu, pentru Costel Savarache, Gabi Munteanu și Alex Chiria, care nu este aici, e în vacanță. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm libertate, cât mai bună decât toate.